suntem de la Edit Media și oferim serviciul flori pentru tine. Știm că e ziua dumneavoastră de naștere astăzi și am venit cu o surpriză. Această floare este încărcată cu multe urări de bine pentru dumneavoastră, cu prilejul zilei de naștere. Să vă întrebăm sau nu, dacă intuiți în partea cui este surpriza, dar dumneavoastră deja știți? Nu știm. Ne gândim. Noi vă spunem din partea cui este această surpriză. Știți, sângele apă nu se face. Probabil intuiți că este din partea celor care aveți o legătură de sânge. Este sora dumneavoastră, care vă urează mulți, mulți ani înainte și tot binele din lume. Și mai aveți și un nepot care este departe, peste hotare, la Moscova, la fel vă cuprinde și vă spune la mulți ani. Ascultați și mesajul care este pentru dumneavoastră. Oriunde am fi, departe sau aproape, tu mereu ești o parte din mine, căci suntem din același aluat, avem același sânge. La mulți ani, scumpa mea soră, un car de sănătate și toată fericirea din lume, ți le dăruiesc acum și întotdeauna. Te iubesc din toată inima și, indiferent de situații, crize, încercări, plăceri, te voi susține și îți voi fi aproape mereu cu inima și sufletul. Să ai parte de ani mulți și frumoși, să reușești tot ce îți propui și încă și mai multe, să fii mereu iubită și respectată, precum astăzi și întotdeauna, plină de energie și veselă, în inimă să găzduiască pacea și sufletul să-ți fie mereu alinată de atenția celor dragi și scumpi oameni din viața ta. La mulți ani, scumpa noastră! Acest mesaj este semnat de sora Veronica și nepotul Viorel Kazakov, care este la Moscova. Să-i mulțumesc din toată inima lui sora Veronica și lui Viorel nepotul și la fetița mea și la zinele și la soră și la frață. Îi mulțumesc tare frumos din toată inima. Să vă fie cu toții sănătoși și să știți că mai aveți, mai sunt care vor să vă ureze tot binele din lume. Este fica? Mamica, vreau să te felicit cu această ocazie. Îți doresc multă sănătate, fiindcă e cea mai principală la vârsta mea tale, mulți ani înainte și fericit. Îți doresc mulți ani, bucurie, să ai, bucurie de la nepoți. Îți doresc și îmi doresc și nia și niciodată să nu-ți dispară zâmbetul de pe fața ta. Mă scuz cu tare mare emoție am, dar îți doresc tare mult, mult sănătate, fericire, iubire. Tot și-ți doresc, și-mi bun, și-mi scump pe pământ îți doresc ție. Mulți ani și sănătate. Vă mulțumesc tare frumos din toată inima și la sora la Moscova felicită. Îi doresc mult sănătate, că m-a felicitat și o viață fericită, plină de bucurie. Și la fată și la gineri. Și la nepoțel la toți, din toată inima, și lui Veronica, și la nepotul la Moscova, care m-a felicitat, la toți nepoți, și lui Victoria, și lui Natasha, la toți le doresc din toată inima, tot sufletul, că nu uita de mine. Soră dragă, îți doresc și sănătoasă, mulți ani înainte, cele ce dorești să se împlinească, să ai bucurie de la nepoți, și sănătoasă, să treci 100 de ani, fără remont, numai sănătate, sănătate. Mulțumesc. Și sănătoasă. Artem, că îți doresc multă sănătate, nepoțelul meu, fericire și mulți ani și o sorioare la anul. Noi vă urăm mulți ani, multă sănătate și bucurii din partea celor dragi. Flori de dor, cu aromă dulce amară, în toamna lor ia frida primăvară. Crizanteme, flori târzii și mereu împărtătoare, fără de ele ce m-aș face oare?
floare poate alunga din ochi mâhnirea. O floare poate altul suflet încălzi. O floare aduce de atâtea ori iubirea. Iar lumea fără flori ce tristă ar mai fi. Eu le ador pe toate, tu știi prea bine.